Bun găsit la o nouă ediție de Make-up, doar aici la Woman TV. Eu sunt Flavia Apostol, iar astăzi avem chiar o ediție specială și am nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să mă ajutați. Pentru ce paletă să optez? Pentru cea cu culori mai vii, așa, mai de vară, sau pentru cealaltă? Nu știu, o să vedem imediat după generic, pentru că ne pregătim pentru o întâlnire tare importantă. Îl iubim de când suntem mici, l-am adorat, abia l-așteptăm un an întreg. Moș Crăciun vine și trebuie să arătăm mai bine ca niciodată pentru întâlnirea cu el. Imediat după generic ne aranjăm. O întâlnire foarte importantă, așa cum ziceam și înainte de generic. Ziara Iaru este astăzi alături de mine, make-up artist. Ai auzit ce întâlnire importantă avem, nu astăzi? Mă pregătesc tot anul pentru întâlnirea asta. Nu e așa? Bine, noi asta zicem de fiecare dată și de Halloween atunci când am venit la tine. Ai văzut că e extrem de important ajutorul tău, dar și astăzi, pentru că ne pregătim să ne întâlnim cu Moș Crăciun. Da, da, încă credem în el cu tărie. Da, credem, cu siguranță. Cred că nevoia cadourilor face din noi să avem această dorință permanentă. Și eu sunt convinsă că dacă modelul nostru nu va avea un machiaj superb, cu siguranță nu va primi niciun cadou. Dar nu... De tine depinde totul astăzi. Împreună facem echipă bună și sunt sigură că Andreea o să primească și tot ce își dorește și machiajul va fi de excepție. Asta vreau și eu să văd. Deci, în funcție de machiajul pe care o să-l ai astăzi, așteptați. Deci moșule pune bani mulți deoparte. Bun, ce o să-i facem astăzi? Machiaj de Crăciun. O să facem un machiaj de Crăciun, o să mergem pe mai multă luminositate pe față. Este un machiaj în care, în general, ne întâlnim cu familia, ne întâlnim cu cei dragi, vrem să arătăm fericire și asta o să arătăm și în machiajul de astăzi. Bun. Dar totul o să vedem pe filmare. Bun, 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 să ne apucăm de treabă atunci, pentru că, iată, sunt tare curioasă. Îmi place tare mult, cum ai zis tu, că ea o să arate fericită și, într-adevăr, Crăciunul mi se pare o sărbătoare minunată, o sărbătoare în care suntem foarte fericite și în care abia așteptăm să vedem ce cadouri primim. Eu numai la cadou mă gândesc. Bun, mă gândesc că nu o să facem un machiaj cum e pomul de Crăciun, nu? Nu, nu, nu. Lăsăm culorile în pom. Așa. Și noi aici o să avem un machiaj glamuros mai mult, da? Cu un accent pe buze și o să vedeți cum Andreea deja, cred că o să trebuiască să se pregătească de acum moșul cu ceva surprize când o să o vadă machiată. Bun, deci moșule pune toți, cine lucrează la cadouri? Elfii să treacă la treabă, pentru că moșul are multe de adus. Viețireni au declarat. Hai să ne apucăm de treabă. Cu ce începem? Andreea are baza dată, nu? Da, da, o să are baza de dată, are pudra, da? Are și un pic de sculptare în pomeți. Uh-huh. O să facem sprâncenele. Da, deci cu ele începem prima dată. Da, 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 o să începem cu sprâncenele. Foarte importante de altfel în machiaj, fiind practic rama ochiului. În ultima perioadă am văzut, spre bucuria mea, că se acordă o atenție din ce în ce mai crescută sprâncenelor. Până acum era ușor lăsate deoparte. Se pensau doamnele singurele pe acasă. Acum văd că au început să penseze din ce în ce mai mult la saloane, au apărut școli specializate numai pe pensat și asta nu face decât să fie pentru mine o bucurie, pentru că până la urmă noi toți suntem în slujba femeii frumoase. Mai ales că sprâncenele au un rol extrem de important în fizionomia noastră și o sprânceană frumos pensată, frumos conturată ne poate schimba extrem de mult. Dacă stăm și ne gândim până la urmă, bineînțeles că e nevoie doar să schimbăm arcuirea unei sprâncene sau forma ei și schimbăm mimica totală a feței. Da. Schimbări chiar majore cu efort, zic eu, minim. Minim. La urmă, un pensat nu mi se pare un lucru ieșit din comun. Mai ales, cum ziceai tu, putem să-l facem într-un salon specializat și nu acasă la domiciliu în fața oglinzii cu pensata în mână. Nu,
trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, celui care, specialistului. Și eu m-am convins pe propria piele. În momentul în care o clientă care s-a pensat într-un loc care știe să-și facă treaba, da, arată cu totul și atitudinea este schimbată, absolut tot. Bun, de asta și noi venim la tine ca să învățăm de la tine să ne aplicăm machiajul de Crăciun, pentru că așa am putea și noi să ne machiem cum ne machiem în fiecare zi. Și am zis, ei, mare sărbătoare, ce dacă ne întâlnim cu familia, așa e. Nu, totuși cred că trebuie să fim speciale și contează și un machiaj, și o coafură, și vestimentația, contează totul până la urmă pentru o zi, pentru o seară reușită. Asta încercăm să... Este facem. Foarte important, chiar dacă ne machiem pentru o masă în familie. Da. Psihicul nostru și atitudinea pe care o avem, avem nevoie să fim fericiți. Da. Și de ce să nu facem un minim efort pentru această stare de fericire pe care o putem trăi doar și machiindu-ne. Pur și simplu, în momentul în care te vezi în oglindă, ești atât de fericit, când simți așa că strălucești, stare pe care o transmiți involuntar și celor de, de lângă tine. Deci implicit familiei. Și cum vă închipuiți-vă voi, vine Moș Crăciun, el săracul, vine din Laponia, cu renii, cu chin, cu cadourile, cu sacul plin și noi să-l așteptăm așa, nemachiate, în papuci și cu capotul pe noi. Ar fi groaznic, mi se pare oribil. Deci trebuie să arătăm bine. Asta începem. Noi o să-l întâmpinăm așa cum trebuie. Categoric. Nici nu mă îndoiesc de asta. Tu n-ai folosit fard de sprâncene? Ce este asta? Nu, este un... Este un fard waterproof cremos pe care îl folosesc pentru că odată pus și făcută forma, el nu mai curge, nu rămâne în forma perfectă și mă ajută și foarte frumos să definesc. În momentul în care se usucă filele bere, el le reține în formă, deci nu mai avem ieșiță din forma pe care o desenăm, nu mai avem filicele ieșite. Sprâncenele sunt perfecte în acest moment. Da, sprâncenele sunt perfecte. O să aplicăm un pic de blush pe pomete. Da. Un roze, așa. Un roze, da. Să fim puțin îmbujorate. Transmitem emoția pe care o avem la întâlnirea cu moșul. Da, pentru că ții minte când eram noi mici și ne pregăteam să recităm acea poezie și ne chinuiam să nu uităm versurile, atunci aveam emoții și clar aveam și acea roșață în obraj. Să încercăm să o obținem și acum chiar dacă o obținem din cutiuță, dar... Important e să o obținem. Nu mai contează cum. Bun. O să fac și o iluminare pentru... tot pentru acel aspect glamuros de care vorbeam la început. Dacă spuneai că este un machiaj luminos, adică o să aibă luminozitate tot fața. Da, exact. Iluminatorul l-am aplicat pe osul înalt umetului, deci exact deasupra blush-ului, de fapt al sculpting-ului. Uh-huh. Uitați-vă și voi cu mare atenție ca să faceți la fel, ca să obțineți același rezultat. Cam ce durată zici să ne alocăm pentru acest machiaj? Eu, în general, recomand, mai ales faptul că nu facem toată ziua, cam o oră. O oră. Noi astăzi, și datorită experienței, așa, o să ne mișcăm un pic mai repede. Am sărit, practic, peste pasul... destul de important al bazei. Da. Deci am recuperat timp și de acolo. Dar pentru cele de acasă, cam în jur de o oră trebuie să-și aloce timp. Perfect. Asta ca să știe ele exact cum își fac timpul, să nu fie în întârziere după. Îți dai seama, vine moșul, stă cu tolba plină de cadouri și ele nu sunt prezente.
Da, îți dai seama cum ar fi invitații să aștepte undeva afară să intre, să poftești, în loc să-i poftești la masă, mai am blașul de dat. Mai am rimelul și imediat vă deschid. Așteptați, nu, că preparatele sunt în cuptor, nu știu, cred că s-au ars între timp, dar rimelul este mai important. Și că spaima copilăriei mele era să nu-l ratez pe Moș Crăciun, să nu adorm și el să vină să vadă că dorm și să plece. Asta a fost spaima copilăriei mele. Vezi, acum am altă spaimă, că n-arăt prea suficient de bine și el nu o să-mi lase cadouri. Eu cred că arăt suficient de bine. Cred că de fiecare dată... Cred că de fiecare dată nu ești dezamăgită că moșul nu-ți lasă cadouri. Așa, nici Andreea nu o să fie dezamăgită. Moșul... Categoric. Moșule, să nu uiți ce vorbim noi aici. Iată, avem noi, femeile, metodele noastre de persuasiune. Și nu numai din vorbe, iată, și cu mici trucuri de înfrumusețare. Am aplicat... pe arcadă, da. Și în unghiul intern al ochiului un alb lăptos pentru am face o bază mai bună pentru o culoare deschisă, așa cum spuneam la început, machiajul nostru o să fie un machiaj foarte luminos. Da. Clar că trebuie să părem și cu minți așa, nu putem să părem chiar vampe. Nu. Mergem pe ideea unui look glamuros natural, totuși ne întâlnim în familie, nu mergem în club, da. Trebuie să avem o altă luminozitate pe față. Asta ne vom obține și noi. Părinții, poate, socrii, poate... Da, și dacă cu părinții o mai scoatem noi la capăt într-un fel, cu socrii s-ar putea să avem probleme. Ce culori vom folosi pentru machiajul lor? Vom folosi dintre primele trei culori, care sunt culori alb ivoar, un beige nude. Ai văzut că eu chiar la începutul emisiunii eram indecisă. Stăteam cu două palete în mână și mă gândeam, oare pentru care vom opta astăzi? Astăzi optăm Misterul a fost elucidat. Misterul a fost elucidat. Vom opta pentru un machiaj glamour, un machiaj luminos. Și așa cum am spus și la început, accentul va cădea în principal pe buze. Și o să vedeți și de ce. Red lips? Red lips. Am intuit bine. Da, este, până la urmă, roșu este culoarea Crăciunului. Da. Culoarea bucuriei. E și o sfidare, așa, el vine în straie roșii, în haina aia roșie a lui. Și noi să venim cu buzele vișinii. Nu, e sfidare deja. Trebuie să ne asortăm. Ne asortăm cu moșul și ne ajută foarte mult culoarea roșie. O să-i redesenăm pliul pleoapei un pic, Andrei, pentru a-i da o înălțime mai mare a ochiului. Da. Asta este o etapă foarte importantă a machiajului, nu că celelalte n-ar fi. Dar ne trebuie destul de mare îndemânare, pentru că dacă un blush îl mai dăm, un fond de tel îl mai întindem pe față. Necesită într-adevăr precizie. Da, avem nevoie de doarecare dexteritate. Dar ca și secret așa pentru cele de acasă, momentul în care nu vă reușește o dată, de două ori, acest... Nu vă dați bătute, ci perseverați, pentru că prin exercițiu veți ajunge să atingeți exact punctele pe care le doriți. Dacă puneți mâna sub arcadă, veți simți punctul în care trebuie să puneți vârful pensulei. Și atunci vă va fi mult mai ușor. Haideți, uitați aici. Da. Și practic... Da, ăla este punctul de intensitate maximă unde trebuie să punem și pensula. Mișcarea este de du-te vino, după care cu ajutorul unei pensule de blending facem mișcări circulare și uniformizăm culoarea.
Iată că pe lângă acest machiaj de Crăciun pe care vi-l propunem astăzi la Uman TV, noi învățăm și trucuri de machiaj și îți mulțumesc mult, Sânviena, pentru asta, pentru că asta practic este o regulă universală. Putem să o folosim și vara, bineînțeles, și iarna, și de mărțișor. În tot ce înseamnă pliul ploape și culoare în pliu, se aplică această regulă. Abia aștept să vină primăvara de 1 martie, promit că sunt aici la tine să vedem cum facem un machiaj așa de primăvară, de mărțișor, în alb și în roșu. Ok, o să-ți fac o buză albă și o buză roșie. Și atunci, perfect. Un mărțișor pe buze. Bun, am înțeles că trebuie să încercăm să repetăm și iată că e foarte bine când avem astfel de ocazii. Pentru că, practic, ne dorim să arătăm bine și dorindu-ne să arătăm bine și încercăm, poate peste în timp o să ajungem la chiar la perfecțiune, nu? Devenim și noi experte. O să folosesc un pic de glitter. Glitter-o? Dacă îmi spuneai că este un machiaj glamuros, nu? Da, în care, exact unde am pus la început albul acela pentru luminozitate, exact acolo punctăm și pentru cu glitterul. Da. Și îl contopim cu culoarea pe care am întins-o de deasupra pliului. Deschis ochiul un pic. Întotdeauna trebuie să aveți un control foarte bun, să nu existe o barieră de delimitare. Întotdeauna să controlați să fie o trecere naturală. Și nu foarte încărcat. Da, adică nu punem cu chiar foarte multă, nu, punem generozitate. Doar cât să obținem efectul pe care ni-l dorim, dar niciodată să încărcăm inutil pleapa, pentru că machiajul ar deveni din machiaj glamuros un machiaj greoi. Da. Nu este un machiaj strident, este un machiaj strălucitor, nu? Luminos. Da, mi-a spus. Dar nu epatant. Nu, nu. Mm-hmm. Mergem cu siguranță pe naturalețe. Andreea are și avantajul că are niște ochi verzi superi. Și asta mă ajută. Dar ochii albaștri sau căprui sau negri putem adapta machiajul? Da, adică bineînțeles. Și noi? Bineînțeles că putem adapta. Este un machiaj în nuanțe naturale care se potrivește oricărui tip de... De-aia l-am și ales pentru că aș putut să aleg pe alte nuanțe, dar asta este un machiaj care se potrivește tuturor nuanțelor de... Deci nu-mi iau lentile verzi. Nu, nu. Cu toate că dacă te uiți în ochii Andrei, tentația e foarte mare. Da, o să-mi iau și eu lentile verzi pentru Moș Crăciun, să vedem, poate o să-i placă. Sau poate mi-a dat ce chiar el. Dau idei. Conturăm cu un dermatograf. Da, dar doar în colțul extern al ochiului pentru un pic de expresivitatea privirii. Da, cu ajutorul unei pensule speciale, se numește pensulă creion. Am întins culoarea și am difuzat-o ca și cum ar fi o umbră, doar de la gene. Da. Eu chiar aștept să-mi spuneți dacă ați încercat și voi acest machiaj, dacă v-a ieșit. Și chiar ele pot să încerce până la Crăciun, adică să nu se... Poate să exerseze chiar... până la, da, Crăciun și la Crăciun le vor ieși perfect. De metri. Noi de asta nu am lăsat pe 24 seara această emisiune și iată, o difuzăm înainte. Tocmai ca să aveți timp să puneți în aplicare, să exersați și să căpătați experiență. Iar pe 24 seara, câteva ore înainte să vină Senta, vă așezați în fața oglinzii și mergeți la sigur. Deja se vede că aspectul privirii este schimbat. Da. Voi rimela. Te uiți în jos, te rog. Și sus și jos sau doar sus? Nu, eu aș merge decât pe rimelare în partea de sus a ochiului.
Nu punem gene false, nu-i nevoie. Nu vom pune gene false, pentru că am zis de la început că este un machiaj care îl vom purta în familie. În general, Crăciunul înseamnă familie și atunci e un pic ieșit din natural, ca să zic așa. Cum ar fi la masa de Crăciun, când toată lumea așteaptă sarmalele și vine și mătușa care caută numai Hibe și Chiti Bușară, noi să venim cu dita mai mătura la ochi de gene false. N-ar merge. Da, genele false în general le recomand pentru ocazii. Machiaj de revelion, da, este o seară foarte importantă. Știi că trebuie să ne pregătim și de revelion. Promit să mă gândesc și la machiajul de revelion. Neapărat. Că și să facem ceva așa deosebit. Nu mai e mult. Nu, nu. Ne bate la ușă. 2013 ne bate la ușă. Și trebuie să îl întâmpinăm bine. Chiar dacă e cu 13 la urmă, trebuie să aruncăm ghinionul, posibilul ghinion. Cred că ghinionul apare doar la superstițioși. Noi nu suntem superstițioși, așa că mie 13 mi-aduce noroc. Da. Tocmai de asta și să... pentru că cred în chestia asta, să știi că de fiecare dată când e vorba de 13, mi se întâmplă numai lucruri frumoase. Și în funcție de cum o să ne iasă acel machiaj de revelion, așa o să ne meargă și în 2013. Deci vă dați seama că o să iasă foarte bine. Numai belșug vom avea. Așa deci, cum... buze. Unde eram eu exemplu de nerăbdătoare? Abia așteptam să ajungem în acest punct. Creionul este... Da, creionul este roșu, un roșu puternic. Ce frumos e. Super creion. Pentru orice întrebare aveți, nu știu, dacă vreți să aflați de un produs sau aveți nevoie de niște recomandări, noi vă așteptăm comentariile, întrebările, părerile, tot ceea ce vreți să ne împărtășiți în formularul de comentarii de sub emisiune și sunt Ziana, o să le și răspundem, nu-i așa? Sigur că da. Perfect. Voi umple buza cu culoare, creion. Asta reziste și mai bine rujul, exact. Nu? Pentru că creionul este waterproof, practic și îmi fac o bază foarte solidă pentru... Și oricum, chiar dacă se duce rujul, rămâne creionul. Exact. Numai că rujul nostru nu o să se ducă, pentru că avem un ruj rezistent la transfer și buzele vor arăta senzațional până la final. Așa. Văd că tu întotdeauna și când ies să aplici un gloss care în mod normal s-ar aplica cu pensula lui, tu îl aplici cu o altă pensulă. Este mult mai igienic. Nu putem să curățăm bureței care avem în glossuri, în rujuri. Și atunci, pentru igiena clientei, eu întotdeauna aleg să îl aplic cu pensula pe care o sterilizez, o dezinfectez. Și Andreea arată fenomenal. Îmi place mie foarte mult de ea. Și mie îmi place tare mult. Și abia aștept și părerile voastre. Și vă o să arătați la fel. Dacă faceți acești pași pe care sunt Ziana ne-a arătat astăzi, același rezultat o să obțineți. De fiecare dată când vii la noi, așa cum am spus, încerc să... fac machiaje care să arate foarte bine, dar care să poată fi realizate acasă de fiecare dintre voi. Da. Pentru că altfel rolul meu aici ar fi ușor inutil. Dar sunt sigură că făcând machiaje care pot fi realizate de voi cu ușor cu un pic de exercițiu, sunt sigură că veți urmări emisiunile din ce în ce mai nerăbdătoare și rezultatele nu vor întârzia să apară. Și este Andreea, pregătită să-l întâmpine pe Moșu. Deci este gata, da? Wow! Și că te-am văzut așa dintr-o parte și vedeam aici mai mult obrazul. Senzațional. Deci te rog, uită-te la camera și uită-te cât de frumoasă ești. O să fac și eu câteva poze cu tine, că în cazul în care mie nu-mi iese la fel machiajul, să am cu ce să mă laud Moșului, zic, uite-ți ce prieten am eu. Senzațional, buzele sunt de mare efect. Da, pentru că, așa cum am spus, acest machiaj, efectul cade pe buze. Chiar dacă la Andreea ne ajutau foarte mult și ochii ei. Și ochii sunt frumoși, totul este splendid. Un machiaj
glamuros, așa cum ziceai, glamour, luminos, frumos, decent, că iată, nu știm cine mai vine la acea cină de Crăciun. Super, superb este. Sunt Ziana Iaru, îți mulțumesc din suflet pentru ajutorul prețios. Mai ales că, iată, este o ocazie foarte importantă. Crăciunul este o dată pe an și atunci trebuie să arătăm tare bine. Sunt Ziana Iaru, iată, nu este numai make-up artist, este și trainer. Și tu chiar organizezi cursuri care înveți și fetele care, nu știu, poate să se macheze, să se macheze dar pentru ele. Da, învăț să se iubească pe ele și să se descopere pe ele în oglindă, pentru că nu există femeie urâtă. Există decât femeie care nu s-a descoperit. Da, și neîngrijită. Nu vrem asta la Woman TV. Îți mulțumesc din suflet. Eu zic să treceți la treabă. Ați văzut pașii. Nu vă rămâne decât să îi puneți și voi în aplicare, să vă jucați cu pensula, cu culorile, cu fardurile. Vai, că ce ne mai place nou. Nu e greu asta. Eu îți doresc să ai parte de un Moș Crăciun cât se poate de bogat și să ai cel mai frumos Crăciun de până acum. Și ție la fel. Mai ales cu așa machiaj, nici n-ai cum altfel. Deci Crăciun fericit tuturor. Crăciun și fericit. Și moșule, te așteptăm cu drag. Da, a fost și un mesaj așa de încheiere adresat lui Senta să nu fie zgârcit anul acesta. Până data viitoare, eu sunt Flavia Apostol și vă mulțumesc din suflet că ați stat alături de noi. Vă pup cu mare drag.